Am văzut că în ultimile zile, după ce ați anunțat, mass media a luat-o așa puțin înainte. Și cred că e foarte bine că ne vedem azi ca să clarificăm, de fapt, care este scopul și obiectivul meu aici, alături de Clubul Sportiv Dinamo. Știți foarte bine, cred că suntem în faza finală unde se va construi stadionul, nou stadion, care va dura probabil 2-3 ani. Dar cred că asta nu e suficient pentru Clubul Sportiv. E foarte important ca și Academia, așa cum spuneți dumneavoastră, eu aș pune centru de copii junior, că deocamdată nu arată Academie. Chiar ne-am plimbat puțin acum în parcul sportiv și e clar că trebuie, în primul rând, să se investească și în infrastructura. Pentru că e nevoie de terenul de fotbal și, în special, terenuri bune. Scopul meu este aici să fac o analiză, să fac un check, am mai declarat-o, care să-i prezint, sper, la sfârșitul anului sau la cel târziu, la începutul anului viitor, domnului președinte, un proiect de o academie, un proiect, să spunem așa, național, va consta în, sigur, o analiză în ceea ce privește structura academiei, grupele, calitatea, pregătirea antrenorilor, infrastructura, din punct de vedere financiar, cum putem să punem ca această academie de fotbal să meargă. Pentru că am văzut că sunt ambiții foarte mari aici, cum au făcut la celelalte secții, să facă din nou și din centru de copii Dinamo ceva foarte important. Cred că până acum vreo 10 ani acest club a produs cei mai mulți jucători care, din propria pepiniere, care au ajuns la Dinamo București și în Liga 1 la alte echipe, după la echipa națională, care au fost transferați afară până 10-12 ani, când s-a terminat totul și au fost alții care au investit și au făcut treabă foarte bună. Și eu cred că e posibil ca și Dinamo să facă acest lucru. Consider că eu n-am venit aici ca, așa cum spune domnul președinte, să dau pe cineva afară sau să spun ce trebuie făcut, ci vreau să prezint o analiză serioasă. Cu asta m-am ocupat în ultimii 12 ani la UEFA și Arabia Saudită. Și aș dori să fac acest lucru pentru că aici am crescut în parcul sportiv Dinamo. Deci nu a trebuit să fie prea multă convingere din partea președintului, pentru că mă uit la voi așa și nu știu care dintre voi a fost prima dată până în anii 80 aici, în această... Tu ai fost, da? Doi. Cam așa, da. Deci foarte puțin. Da? Domnul președinte, nu erați atunci, nu? Așa că sigur că este un sentiment foarte plăcut să vii să vezi parcul, dar clar trebuie făcut niște investiții. Ori acesta este de fapt obiectivul meu și după aceea sperăm, după acest să spunem așa, după aceste concluzii să putem să mergem către cei care decid și să le prezentăm proiectul. Cred eu că e foarte important să dezvolte în același timp cu stadionul și cealaltă secție, și secția de copii juniori a clubului. Deci, în mare, acesta este scopul, obiectivul meu, pentru că am văzut că s-au speculat foarte multe lucruri, după care vom vedea ce va fi din iarnă. Nu? Da. Am mințit cu ceva? Nu. Ok. Eu am mințit? Nu. Eu sper să reușim să convingem apoi respectiv Ministerul de Interne, pentru că până la urmă este o bază a Ministerului de Interne, în centrul Bucureștiului, 20 de hectare, să fie într-adevăr un parc superb, sportiv. În multe țări, să știți că Ministerul Sportului este alături de Ministerul Apărării, împreună cu Ministerul de Interne, Uniunea Europeană și așa mai departe. Noi nu o să cerem salarii pentru jucători din partea Ministerului, dar e important să investească în proprietatea lor. Eu cred că
Există foarte mulți oameni de bine care ar vrea să vină și să investească pentru copii juniori și cred că e lucrul cel mai frumos și mai curat, dacă e transparență totală, așa cum înțeleg că este și la celelalte secții și aceia fiind suporterii, sponsorii. Cred că dacă mergem acum pe Ștefan cel Mare, din trei, doi sunt din Amăviști. Și cu siguranță unul trebuie, trebuie să fie și om de afaceri care vrea să-și aducă copilul la sport în parcul sportiv și e păcat. Aceste ministere au și un rol social, în afară de tradiția pe care au avut-o și un rol social. Deci, eu cred că sper ca să convingem, indiferent cine va fi la conducerea ministerului, trebuie să facă un plan pe următorii de 4-5 ani, care să modernizească acest parc. Și bineînțeles că cred eu că în afară de celelalte sporturi și fotbalul este lucrul cel mai important. Cum vedeți colaborarea cu clubul Diligantin, fie și la nivel de copii? Nu este problema mea că nu sunt în funcție aici, domnul președinte poate să vă spun. Eu cred că am mai declarat-o. Pentru mine există un singur Dinamo. Ambele echipe sunt Dinamo. Ce va fi peste câțiva ani, cum va decide că va fi o relaționare sau o conlucrare între CS și FC, asta nu depinde de mine, dar cred că și Academia, sau nu știu câți copii au ei la FC, dacă n-au condiții, sunt bineveniți. Adică eu cred că noi nu trebuie să dăm niciodată, trebuie să dăm atenție fiecărui copil, pentru că nu știu niciodată ce talente îți trec prin mână. E greu să spun acum exact ce buget e nevoie. Cred că nevoia cea mai mare este investiția în infrastructură. Da? Și știți foarte bine că asta e foarte greu. Nu e ușor de realizat, să spunem. Și durează în timp. Dar restul, cred că eu sunt sigur că sunt oameni care ar veni și ar veni să ajute Centrul de Copii Juniori Dinamo, sponsor, luați-i cum vreți, oameni de bine. Nu pot să-ți dau acum o sumă, dar vă spun că într-o lună, două, vom ști mai mult. Dar veți prelua un anume model de academie? Știi cum e asta cu să faci copy-paste-uri, e lucrul cel mai ușor, dar de multe ori copy-paste-ul nu merge. De aceea, cred că trebuie să adaptezi la ceea ce vezi aici. Există o bază, trebuie o bază îmbunătățită. Există un mare brand care deocamdată, să spunem, a dormit puțin, trebuie numai trezit la viață și lucrurile astea, după care cred eu că pot fi chiar utile, dar și chiar fezabile. Nu, dar... Practic nu știu dacă m-am întors să folosesc, ci pur și simplu încerc să se ajut, să consiliez, să fac o consultanță pe acest proiect pe care l-am făcut de 15 ani în Europa și în Arabia Saudită. Pentru mine a fost, știți foarte bine, că am avut direct și o discuție cu cei de la FC și le-am spus că n-am niciun interes la Dinamo, da? Nici la echipa a treia, nici la echipa din Liga a treia, din divizia a treia și din prima ligă. Și pur și simplu aici a fost vorba că e vorba de practic locul unde m-am crescut, unde m-am format. Și eu sunt foarte, știți că în general sunt foarte hotărât și știu ceea ce spun. A fost pentru multă vreme Academia sau Centrul de Copii Junior, înainte se numea Tânărul Dinamovist, ca să știți, domn președinte, Centrul de Copii Junior. Putem să-l redenumim, nu? Dumneavoastră decideți, nu eu. Care a produs nu numai fotbaliști, ci sportivi, campioni olimpici, campioni mondiali, poate numărul 1 în România. Și eu cred cu tărie că acest lucru se poate face din nou. Ai crescut în rivalitatea cu Steaua, cu Craiova, Maslu, cu Steaua, cu Șase, nu se pare ciudat să găsești trei echipe din an, două Steaua, două Craiova? Este foarte ciudat și eu sper că am mai declarat-o ca familia Dinamo să nu facă greșeala care au făcut-o cei din Craiova și cei din Ghencea. De aceea am spus că pentru mine este un singur Dinamo. Și eu cred că și ceilalți care sunt la FC Dinamo, când vor vedea stadionul,
când suporterii vor fi pe stadion, cred eu că se poate face chiar din nou un singur Dinamo. Sigur, de Liga a patra nu mai vorbim de... Aia este o glumă proastă, știu foarte bine, da. Da, poate să existe, dar ei ca și inexistent, aia nu contează. Eu cred că se poate face, dar pentru acest lucru cred eu că e nevoie de timp. Și în timpul acesta, când se construiește stadionul, e foarte important ca această academie să crească în infrastructură. Sunt sigur că, scuze-mă, dacă știu că legendele sau oamenii care au contribuit enorm la dezvoltarea fotbalului dinamovist, Nea Mircea, Nea Cornel Dinu și alții, sunt de acord cu mine și sunt sigur că ar veni și ei cu, bineînțeles, cu sfaturi, cu absolut tot alături de acest proiect și doresc să vadă în Ștefan cel Mare din nou ceea ce a fost odată. Întotdeauna am spus, indiferent cine a fost acționar la Dinamo, că au fost cei 10, că au fost Ionuț Negoiță, că acum este Red and White, le-am spus ca să facă, toți au vrut să facă business, ca să faci un business în fotbal, trebuie să știi cine se face business-ul și business-ul e să vinzi jucători. Acești jucători trebuie să-i crești în propria ta pepinieră. Da? Cred că Hagi v-a dat cel mai bun exemplu din, nu știu, are 10 ani, de când, dacă nu, 10-11 ani, da? De când a făcut, când Dinamo s-a oprit, Gica a început și a făcut din proprie inițiativă ceea ce ar fi trebuit să fie la fiecare club în Liga 1. Da, m-a sunat aseară, da. Să mă întrebe ce am de gând, care să i-am explicat și a zis că e foarte încântat și a zis că dacă e sănătos, își dorește foarte mult să vadă nou stadion gata și sunt sigur că va veni și el, cu mare plăcere. Am putea spune că peste ceva timp, o să vină faptul decisiv sau persoana decisivă care a venit din anul într-un singur vreme, așa cum a fost? Nu știu, nu ăsta e rolul meu acum, dar eu m-aș bucura să fie toți care sunt în familia Dinamo, să fie alături de fotbal și de clubul Dinamo, dar nu ăsta e rolul meu. Eu am încercat să... Am avut câteva discuții în ultimele săptămâni cu domnul președinte. N-a trebuit să mă convingă prea mult că e vorba de parcul sportiv Dinamo și sperăm să... Prin analiza pe care am să o fac, sper să conving pe cei care decid, mai pe viitor, că să și finanțeze acest proiect. Eu n-am venit la Liga 1, n-am nicio treabă. Deci nu... Nu, eu cred că sunt oameni care, vă spun, vor să investească și în centrul de copii juniori. Și sunt companii mari care își doresc să investească atunci când e vorba de copii. Iar Dinamo, dacă le oferă aceste standarde internaționale, sunt sigur că vor veni și de aici fonduri. Chiar vreau să fac un apel public acum. Îi tot rugăm și îi sunăm să-și mai ia din... Au un container aici prin față și mai au și la o tribună oficială și suntem păcăliți în fiecare zi că nu au găsit mașină și nu cred că un domn cu o avere atât de mare câștigă pe minut cât câștig eu pe an și nu poate, o să le scoatem noi în stradă până la urmă sau o să găsim o soluție. De viitor la nedezvoltarea clubului, domnul Badea a ținut cu toți din... cu tot ce a putut să depină de dumnealui, să nu lase clubul să se dezvolte din punct de vedere al infrastructurii. Am fost legați de protocoale, aspecte juridice neîncheiate. Deci nu am putut, orice, când am venit în club spuneam, de ce nu modificăm aia? Litigiu cu Badea. De ce nu facem aia? Păi e prins într-un protocol, trebuie să anulăm prin instanță. De ce nu facem și acolo? Păi e o lucrare neterminată. S-au schimbat 3 geamuri și au costat nu știu câte milioane și trebuie să... e o anchetă nu știu unde. De ce nu facem aleea? Păi nu poți nici aici, că aici un prieten, dar domnul Badea a făcut... De ce nu dăm acea ruină jos? Păi nu putem să dăm ruina jos, că a construit-o domnul Badea cu domnul Xulescu și nu putem. Și acum stăm de 4 ani să ne chinuim să dăm o clădire jos, unde s-au strâns oamenii străzii și nu putem, pentru că avem domnul Badea pe terenul meu aici și a făcut o clădire, că așa a vrut dumnealui. Și nu putem să-l dăm afară acum. E
poate întâmpla noi de situații. Nu se mai pot. Am închis toate, am luptat cu o echipă. Păi domnul Badea n-a fost sponsor. Un sponsor vine, îți dă bani în cont și îți trece niște obligații contractuale, să-i faci imagine. Domnul Badea n-a fost, a fost patron, ce a fost? Acționar, a fost lider, a fost... Apropo de acționar, nu-i poți ce ați vorbit, să interpersona ca lumea? Eu personal nu am vorbit. Nu. Nu, de ce? Vrea? Banii îi luăm, nu e nicio problemă. De bani era vorba, dacă... O să-l căutăm dacă... Nu, Cristi... A făcut niște greșeli la Dinamo pentru care a plătit destul de scump. Asta e, fiecare a făcut greșeli. Acum, faptul că nu pot să spui că el nu e chiar, nu ține cu Dinamo. Dar mi-e greu să-l văd undeva că m-a venit vreodată acționar, dar așa cum a spus el, își dorește să ajute și el și cu siguranță dacă va dori să, prin firmele sale, să ajute Centrul de Copii Juniori, e binevenit. Inclusiv domnul Badea, dacă vrea să ajute, îi luăm banii. Deci nu avem nimic personal, eu vorbesc cu domnul Badea, dar nu pot să înțeleg de ce nu reușim să lăsăm orgolile și să eliberăm parcul, să lăsăm să construiască stadionul juridic, nu mai au nicio pârghie. Și nu v-a răspuns de ce nu vă luați? Că o să mă sune domnul Bacrian. Da.